Eu sunt Florin Giuglea. Astăzi o să vă vorbesc despre experiența mea cu Line 6 Spot Go. Este vorba despre o soluție completă, atât din punct de vedere studio, cât și aplicație pentru live, cu flexibilitate pentru absolut orice nivel, de la începător până la avansat. Cu conexiune USB la computer, Line 6 Spot Go este de fapt o interfață care lucrează la 96 de kHz la 24 de biți, ceea ce o face destul de impresionantă din punct de vedere tehnic, în mod special la plaja de prețuri la care se situează produsul. Este de fapt vorba despre un device amp modeling flexibil și cu efecte de calitate foarte bună. Câteva lucruri despre flexibilitatea și complexitatea lui PodGo. Dacă alegem, să spunem, acest preset Mandarin 80, dacă mergem la tipul de simulare de cabinet, putem simula aici tipul de microfon cu care a fost preluat cabinetul. Avem condenser, dynamic, ribbon, distanța la care a fost preluat, low cut, high cut, early reflection și așa mai departe. Dacă să spunem că vrem să folosim acest compresor de studio, dar nu-l vrem în după amplificator, ci în fața lui, nimic mai simplu. Un lucru pe care îl fac eu de obicei este să iau pedala de volum din fața amplificatorului și să o pun după amplificator, adică în loop, în fața pedalelor de modulație. Cum spuneam, Line 6 Spot Go poate fi conectat direct la computer ca interfață pentru imprimare, dar poate fi și conectat la un mixer de scenă într-o situație live. Bineînțeles, poate fi conectat și la amplificatorul de chitară într-un sistem cu două cabluri, dar și într-un sistem cu patru cabluri, fiind astfel folosit ca orice alt pedalier conectat în fața amplificatorului, dar și în effects loop-ul acestuia. Eu personal îl folosesc într-un sistem de patru cabluri, exact ca și pedalierele mele. Acum voi alege unul dintre preseturile care mie mi se par că sunt cele mai reușite. Spre exemplu, acest Tweed Blues. Ok. Renunțăm la simularea de cabinet pentru că nu avem nevoie. Suntem deja într-un cabinet de amplificator de chitară. Renunțăm și la compresie. EQ. Tipul de reverb. Mai degrabă un spring. Ok. Mergem la amplificator. Un pic mai mult drive. Cu ceva prezență și înalte. Ok. Tipul de boost. Acum avem un tube screamer. Îl activăm. Să legem eu altceva. Prea hot. Cu gain mai puțin. Și level ceva mai mare. Ok. Să-l auzim. Ar mai fi de adăugat că Line 6 oferă gratuit aplicația PodGo Edit pentru Mac și PC, în care se pot edita preseturi, se pot încărca impulse responses și de asemenea se pot exporta tonuri. Până data viitoare, adios!